Grupa tinerilor a ansamblului Salba Ghedului a participat în data de 22 septembrie la Zilele Românilor din Glogonj, un eveniment organizat de Societatea Culturală Artistică Veselia Glogonj, alături de care primăria orașului Deta are o colaborare de mai bine de 10 ani. Astfel, tinerii au oferit publicului un program artistic format din interpretarea Sarei Peter, cu două melodii de folclor autentic bănățean și dintr-o coreografie cu dansuri din zona de pustă a Banatului, semnată de către dansatori profesioniști, Raul și Cristina Lazar. Programul a reușit să strângă numeroase aplauze și aprecieri din partea publicului.